Vă așteptați la o asemenea decizie? Nu. Nu mă aștept. E o decizie neîntemeiată? Eu cred că da, da. Totuși, magistrații de la Curtea de Apel au spus că nu trebuie să dați banii înapoi. Lucru din care rezultă că, practic, nu ați luat banii de la medicanul Bercea. Da, dar atunci ce fac aici? Cum vă explicați? Nu știu, mă, ce-i spate. Vom vedea motivarea instanței. Comisarul șef, mă adăsând, investigații criminale, vă spune că avem mine. Judecătorii au dat sentința puțin după ora 12. La 13 și 20 de minute, fratele lui Traian Băsescu a ajuns la sediul IPJ Constanța. De dimineață fusese la serviciu, iar când a auzit de decizia judecătorilor, s-a dus acasă și și-a făcut bagajul. Apoi s-a predat la sediul IPJ. În tot acest timp a fost însoțit de avocatul său. Din perspectiva noastră, este nedreaptă, dar este o decizie definitivă a unei instanțe de control judiciar care consfințește o hotărâre a Tribunalului Constanța pe care trebuie să o respectăm. Sigur că în funcție de excepția de neconstituționalitate invocată de către domnul Mircea Băsescu și care se va judeca pe 30 iunie la Curtea Constituțională și în funcție de motivarea instanței de apel, care cel puțin în aparență pare contradictorie, vom vedea ce căi extraordinare de atac avem în țară și eventual la Curtea Europeană. Cel puțin minuta este în aparență contradictorie cu hotărârea penală. Mircea Băsescu este acuzat de trafic de influență după ce ar fi primit 600.000 de euro mită de la familia lui Sandu Anghel. Băsescu și Marian Căpățână au fost trimiși în judecată în iunie 2014 de către procurorii DNA pentru trafic de influență, respectiv complicitate la trafic de influență, iar în luna noiembrie a aceluiași an a început derularea procesului. După ce au fost cercetați în stare de arest preventiv, judecătorii au înlocuit respectiva măsură cu cea a arestului la domiciliu și ulterior cu control judiciar. Potrivit legii, lunile de arest preventiv vor fi scăzute. În plus, Mircea Băsescu are peste 60 de ani, așa că mai are de executat doar o treime din pedeapsă.